O minoră de 15 ani a fost lovită de o mașină pe trecerea de pieton din Slatina, după care șoferul a fugit de la locul faptei. Polițiștii l-au identificat la scurt timp, iar acestuia i s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuvințarea oamenilor legii. Fata a primit primul ajutor de la paramedicii Smurd, apoi a fost preluată de un echipaj de la ambulanță și transportată la urgență. Casa de asigurări de sănătate Olt are medic șef cu concurs. Dr. Antoaneta Petra, specialistă în medicină de laborator, ocupantă cu delegația postului, a promovat concursul organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Postul de medic șef al CSE Olt a rămas vacant după suspendarea Ortanței Ciobanu, condamnată pentru luare de mită. Mâine este ultima zi de înscriere la bacalaureatul din acest an, sesiunea din toamnă. Absolvenții care au luat corigențele se pot înscrie la a doua sesiune a bacalaureatului, ceilalți candidați înscriindu-se deja în perioada 11-14 iulie. Prima probă scrisă începe pe 21 august cu limba română. Rezultatele vor fi afișate pe 1 septembrie. În prima jumătate a anului, inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare de 500 de milioane de lei. Cei mai mulți angajatori au refuzat să pună la dispoziția inspectorilor documentația solicitată, așa că s-au ales cu amenzi. Potrivit legii, nerespectarea acestei dispoziții se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei. O nouă materie va fi introdusă în școli. Meșteșugurile tradiționale românești se vor preda ca materie opțională. Ministerul Culturii lucrează la o inițiativă legislativă de încurajare, protecție și perpetuare a datinilor și de recunoașterea statutului de meșteșugar popular, inclusiv de predare în școală. La acest proiect de lege se lucrează împreună cu meșterii populari.